Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună dulceață de gutui și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 litru de apă, 2 kg de gutui tăiate cubulețe, 1,5 kg de zahăr, 30 de grame de zahăr vanilat și zeama de la 2 lămâi. Pentru început vom pune apa la fiert împreună cu zahărul și zahărul vanilat. Amestecăm și vom fierbe siropul pentru aproximativ 20 de minute sau până când se va lega. La nevoie spumăm siropul. Cât timp fierbe siropul, vă voi arăta cum să pregătiți gutuile. În primul rând, tăiem gutuia pe jumătate. Apoi fiecare jumătate din nou pe jumătate. Curățăm gutuia și înlăturăm căsuța de semințe din mijloc. Gutuile sunt destul de tari, așa că aveți grijă să nu vă tăiați. Tăiem acum gutuia în felii. Eu nu voi decoji pentru că nu este nevoie. Voi o puteți decoji dacă doriți. Iar apoi vom tăia gutuile în cubulețe. Le puteți tăia și bastonașe sau dacă doriți puteți da gutuia prin răzătoare. După 20 de minute siropul este gata. Veți observa că este puțin mai gros. La mine pe margini se văd semințele de la păstaia de vanilie, așa că nu vă speriați. Voi adăuga acum gutuile. Zeama de lămâie. Voi amesteca și voi lăsa gutuile să fiarbă pentru aproximativ 20-30 de minute, până când gutuile vor deveni translucide, iar dulceața va fi legată. După aproximativ 30 de minute, dulceața este gata, cam așa trebuie să arate. Pentru a fi sigur că este bine legată, puneți puțină dulceață pe o farfurie, puneți farfuria la congelator pentru 5 minute, apoi verificați ca dulceața să fie bine legată. Voi opri acum focul și voi lăsa dulceața să se răcească pentru 5 minute. După ce s-a răcorit puțin, vom pune dulceața în borcane sterilizate. Strângem bine capacele. Întoarcem borcanele cu susul în jos pentru a se crea vid și vom lăsa borcanele să se răcească ușor la temperatura camerei. Bineînțeles că voi continua să pun toată dulceața în borcane. Dulceața de gutui este gata, am pus-o pe toată în borcane și am lăsat-o să se răcească bine. Cam așa va arăta. Aceasta este consistența finală, este bine legată, este extrem de aromată, este foarte bine legată, este foarte, foarte aromată, fructele au rămas întregi. Este o dulceață de sezon pe care trebuie să o încercați și voi neapărat. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!